scrie bună dimineața. Ce faci, fetele? Am venit să spunem o întrebare foarte spontană. Așa, direct? Să dea dracu mașina asta. Păi, cu auzi, oricum nu mergea că am întrebat ce faci, fetele. Ia. Yeah. Ce faci, fetele, am pus? Unde să-l punem aici? Ce fac fetele? Ah. Oh, bună, Alex! Ce faci? Păi uite bine! Pregătit de muncă? Da, da, da. Am pregătit pentru tine o super întrebare. Ia să vedem. Spune-mi, te rog, care sunt cele mai... de la început. Nu, 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 tot așa. Și pun întrebarea cu să tai eu. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care clienții le fac atunci când vine vorba de evaluarea proprietăților lor? În primul rând, știi vorba aia, clientul are întotdeauna dreptate. Dar aici nu e chiar așa, pentru că mulți clienți nu prea știu ce vor și atunci rolul nostru este să-i facem să nu greșească. Corect. Să-i consiliem și să le punem întrebări în așa fel încât să ajungem la un rezultat care să le folosească. Mulțumesc, hai la birou!